Bună! Numele meu este Ana. Aș vrea să vă povestesc cum e viața mea alături de cei 10 frați ai mei. Da, ați auzit bine, mai am 10 frați și toți băieți. Fiind singura fată la părinți și având atâția frați, vă spun de pe acum că din toate punctele de vedere viața mea e un coșmar alături de ei. Dar ce pot face? Îi iubesc așa cum sunt. Am fost obișnuită să am frați încă de când m-am născut și asta pentru că am 5 frați mai mari. Însă mereu m-am gândit că mama se va opri acolo. Am zis ok, 6 copii ar fi suficienți. Însă când am împlinit eu vârsta de 7 ani, mama mea a mai rămas însărcinată. Și surpriză, aștepta gemeni. Pentru noi toți a fost un șoc. Pentru că oricum casa era destul de mică și deja la orice pas ne ciocneam unul de altul. Însă având o vârstă fragedă, nu vedeam situația chiar așa dramatic precum o vedeau frații mei mai mari. Deși trebuie să recunosc că de când am fost mică, am avut de suferit din cauza faptului că eram singura fată. Și dacă voi credeți că din acest motiv eram răsfățată, vă înșelați complet. În primul rând, părinții noștri nu prea ne lăsau să avem prieteni și aveam voie să ne jucăm doar cu acei copii pe care ei știau. Însă copiii din zona mea erau prea mari pe atunci să mă bagi în seamă și singura mea variantă erau frații mei. Dar vă dați seama că ei se aveau unul pe altul și fiind băieți se înțelegeau altfel. Și pe mine mă lăsau mereu pe din afară. Așa că eu nu știu ce sunt alea păpuși Barbie și așa mai departe. Eu mă jucam cu mașini, avioane și alte chestii de băieți. După ce s-au născut și gemenii, în casă era un haos total. Efectiv, nu mai aveai loc să arunci un ac. Iar părinții mei nu erau nici pe departe niște oameni bogați. De-abia reușeau să ne crească pe noi. În niciun caz nu se punea problema să mai achiziționeze o casă mai mare. Și în caz că am uitat să menționez, gemenii erau tot băieți. Cât noroc pe capul meu când am aflat. Ei bine, fiind singura fată și fiind în creștere, tatăl meu a făcut un sacrificiu și s-a apucat să ridice o mică cameră doar pentru mine. Să nu mai fiu nevoită să împar camera cu 3 dintre frații mei și să pot avea mai multă intimitate pe viitor. Și din câte mi-amintesc eu bine, a durat mai bine de un an de zile până ce mi-au terminat camera. Pentru că nu stăteau deloc bine cu banii și aia nu era o prioritate. Așa că mai luau materiale că reușeau să mai economisească ceva. După ce m-am mutat în camera mea, m-am simțit mai liberă, m-am simțit altfel. Era atât de plăcut să ai spațiul tău personal, unde să nu urle nimeni când tu vrei să dormi și așa mai departe. Însă bucuria mea nu a ținut foarte mult. Pentru că într-o seară, când eram cu toții la masă, mama mea ne-a anunțat că este din nou însărcinată. Iar eu, deși eram încă mică, conștientizam că efectiv nu mai aveam loc. La propriu, era o casă cu 4 camere. Eu dormeam singură, părinții mei stăteau cu gemenii într-o cameră, iar într-o altă cameră stăteau 3 dintre frații mei și în alta ceilalți 2. Era deja mult prea mult. Însă mama mea era optimistă că va fi o fetiță, iar eu voi avea o soră aproape și va sta cu mine în cameră. Însă după vreo 3 sau 4 luni, mama mea a mers la medic. Și după ecografie și toate alea, a aflat că va avea din nou gemeni. Țin minte și acum că atunci când au venit acasă, li se vedea tristețea pe față. Cel puțin tata s-a pus la masă cu o foaie în față și s-a apucat să calculeze. Cum să facă să mai împartă banii și să reușească să ne întrețină. Timpul a trecut, mama mea a născut și în total am fost 10 copii. 9 băieți și eu singura fată. Evident că nu am mai avut parte de intimitate, pentru că nu mai aveam loc și părinții mei au mai mutat pe 2 dintre frații mei împreună cu mine. Copilăria și adolescența mea a fost destul de grea, sincer vorbind. De fapt, pentru toți a fost așa. Aveam o singură baie. Când mergeam dimineața la școală, trebuia să ne trezim cu 2 ore înainte, pentru că stăteam la rând. La fel a fost și când am primit primul calculator. Era efectiv măcel pe el. Iar eu fiind fată și singura de altfel, am fost cea mai dezavantajată. La mine veneau ultima oară toate și mai ales că eu trebuia să o ajut pe mama în casă cu toate. De la curățenie, spălat hainele, cu mâna pentru că nu avea mașină de spălat, cumpărături, mâncare și așa mai departe. Frații mei nu puneau mâna să facă nimic. La urma urmei știți și voi cum sunt crescuți unii băieți. În perioada liceului, am vorbit cu o colegă care împărțea pliante.
pur și simplu avea un job part-time și m-a ajutat și pe mine să mă angajez în timpul liber. Și așa am reușit și eu să-i ajut cu banii pe părinții mei, pentru că ne era din ce în ce mai greu. Iar mama nu putea munci, pentru că frații mei încă erau prea mici să fie lăsați singuri. Iar frații mei mai mari, deși mergeau la muncă, aveau iubite și strângeau banii pentru viitorul lor. Așa că ușor, ușor am reușit să punem niște bani deoparte și împreună cu tata am mai construit o cameră, să putem avea mai mult spațiu. Iar doi dintre frații mei mai mari s-au însurat și au plecat la casa lor. Așa, ușor, ușor, lucrurile au mai revenit la normal, dar viața mea nu s-a schimbat prea mult în bine de atunci, pentru că neavând banii necesari, mama a ales să plece 3 luni pe an la muncă în Germania. Și eu, fiind singura fată, am rămas singură responsabilă de frații mei mai mici, 4 la număr. A fost extraordinar de greu să mă ocup și de ei, și de liceu, să mă pregătesc și pentru BAC. Vă spun sincer că erau zile când voiam să-mi iau lumea în cap și să plec. Țin minte că mama mai avea o lună și trebuia să se întoarcă, însă o duceam foarte rău la școală și fiind în ultimul an nu-mi permiteam asta. Dar nu puteam să mă descurc, pentru că deja ajungeam acasă, mă puneam să fac curat, să gătesc, să fac temele cu frații mei, să-mi mai ajut pe tata cu una și cu alta și efectiv pentru mine nu mai făceam nimic. De-abia mai ajungeam la baie. În niciun caz nu reușeam să mai învăț ceva și efectiv riscam să repet anul. La un moment dat, când în casă se iscase un haos de nu am mai văzut și nimeni nu m-a ajutat, am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe mama mea și i-am cerut să se întoarcă. Mamă, eu nu mai suport. Te rog, vino acasă, ai grijă de frații mei, pentru că eu efectiv nu mai pot. Nu e corect să-mi pui mie responsabilitatea asta pe umeri. Am și eu viața mea pe care vreau să o trăiesc. Nu pot mereu să mă învârt în jurul vostru. Ai, mă, Ana, nu mai ai și tu răbdare o lună? Să strângem și noi niște bănuți, să trăim și noi mai bine. Ai văzut cât de greu e? Vorbește și tu cu frații tăi să te ajute și va fi mai bine. Crezi că nu am încercat să vorbesc cu ei? O oră i-am rugat să stea cu copii, să pot și eu învăța și nu au vrut. Au zis mereu că au altă treabă sau găseau tot felul de scuze penibile. Voi chiar nu realizați cât de important e pentru mine să iau bacul? Dar am nevoie de timp să învăț pentru asta. Bine, gata, jur că te înțeleg și iartă-mă, nu am vrut să pun toate astea pe spatele tău. La urmă, ei sunt copiii mei și trebuie să-mi asum asta pe deplin. Chiar de sunt frații tăi, nu e corect să-i las în grija ta. Hai că încerc să vorbesc cu șefa mea de aici și vin cât pot de repede. Mulțumesc că mă înțelegi, asta și eu cu ei, dar nu pot renunța la viitorul meu pentru asta, măcar de aș fi fost puțin ajutată. Promit că dacă vii acasă, am să te ajut și eu cu banii. Merg din nou la muncă și totul se va rezolva, vei vedea. Mă bucur că mama m-a înțeles, iar în vreo săptămână venise acasă și așa am putut să-mi reiau și eu rutina de zi cu zi și să-mi recuperez materiile pierdute la școală. Poate că aveți impresia că exagerez, dar pentru mine să iau bacul și să fac o facultate e extrem de important. Pentru că îmi doream să-mi fac părinții mândri și să le dau fraților mei mai mici un exemplu. Sincer, după ce am stat atâta timp cu frații mei, o admir și mai mult pe mama mea, care a reușit să ne crească pe toți, să fie prezent în viața noastră și să aibă mereu grijă și de casă. Și țineți cont că stăteam pe undeva pe lângă oraș, deci aveam și noi găini, vaci și toate alea. Nu a fost deloc ușor și eu eram singura care o ajutam. Și dacă viața cu doi copii e grea, gândiți-vă cum e cu 10. Ții minte și acum când eram mai mici și venea iarna. Ne îmbolnăveam unul după altul. Săraca mama nu mai știa la care să fugă. Nu a fost deloc ușor pentru niciunul dintre noi. Asta a fost și povestea mea. Oarecum, pentru că am mai urmat un copil. Deci în total am fix 10 frați și toți băieți. Totuși, eu sper să vă apreciați mai mult părinții dacă îi aveți lângă voi, mai ales dacă aveți mai mulți frați. Să știți că nu le este ușor să se împartă așa între voi și totuși reușesc, pentru că există iubire. Cam asta a fost și povestea de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și un share, pentru că ne ajută extrem de mult susținerea voastră. Știu că mulți m-ați întrebat de canalul nostru de gaming. Vom reveni în curând și acolo și vom explica de ce am lipsit. Însă până atunci ne găsiți aici aproape în fiecare zi. Eu vă las cu mulți pupi!
pitch și nu uitați că ne auzim curând cu un nou episod. Pa!